Ieri Armin Nicoară s-a confesat aici în legătură cu relația pe care o are și a avut-o cu tatălui. Eu vreau să vedem câteva imagini din emisiunea de ieri, iar apoi îl invit aici, mai ales că cred că o să țină foarte mult timp minte emisiunea de astăzi și o să vedeți de ce. Și dumneavoastră, cei de acasă, și el. Dar vreau să vedeți un Armin Nicoară mai sincer și mai deschis ca niciodată, ieri, așa, în timpul emisiunii. Eu nu mai vedeam viața normală, am zis, nu merită să mai trăiesc. Te-ai gândit la asta? Am avut, da, după ce m-am îmbolnăvit și am văzut cum se comportă toată lumea, poate doar mama credea în mine, în rest, cred că din familie, adică mama și fratele, în rest, familia, neamurile, toți din jurul meu nu prea mai vedeau în mine foarte multe, pentru că am și slăbit la un moment dat. Îmi vine să plângi când ți-aduce aminte de asta. Da, într-adevăr, pentru că a fost foarte greu și când vedeam tatăl meu cu fratele meu și cu oameni de informație, cumva steam înlăturat, adică ei stăteam la o masă și eu undeva mai în depărtare și vedeam că ce să facem cu Armin, cum să facem, că el poate nu reușește, poate nu poate să mai facă ceva, că eram într-adevăr foarte slăbit. Și cumva am prins o ambiție, atunci am spus, las că o să vă arăt că o să pot și o să reușesc. Am avut taică-miu atunci, a plecat în America o lună de zile și am zis, nu, ok, eu nu vin în America. Am stat, nu i-am zis atunci nimănui, m-am apucat de studiat la saxofon. Am avut o ambiție extraordinar de mare și acum cumva doresc să demonstrez cumva lumii că și eu pot să mă apropii de tatăl meu, să cânt, chiar dacă nu am reușit să învăț exact ca și tatăl meu. A fost o durere de-a mea pentru că nu a văzut în mine potențial. Nu am reușit poate să mă apropii cum ar fi vrut lumea, dar încerc așa cum pot, cu puterile pe care le am, un pic din ce a făcut tatăl meu să fac și eu. Tatăl meu a spus, tatăl meu mai spune, acum să nu se supere pe mine, dar el mai spune că eu nu stem în pe el. Dar nu-i glumă, pentru că la un copil, poate în interiorul lui se consumă. Pe tine te doare asta. Exact, e ca o traumă. Te-a durut chestia asta, chiar dacă era spusă în glumă de atâtea ori. Nu, da, nu știu, cu o bună sau... Mă deranjează că toată lumea spune că dacă nu era taică-miu, dacă nu... Păi ok, dacă nu era taică-miu, dar eu puteam să fiu un copil care a bani de la tata și să mă duc să fiu pe la, nu știu, pe Cănele, pe unde puteam să fiu, să fac o altă viață, dar am ales să merg așa cum sunt eu, bolnav, cum îs prost, urât, cum îs, să... E o muncă, nu e ușor să mergi pe drumuri noaptea, să-ți pierzi nopțile, să faci toate cele. Ok, e și frumos, dar este și greu. Ne-a rupt ieri Armin Nicoară și sunt convins că și pe dumneavoastră. Ne-ați lăsat foarte multe mesaje pentru el. La rândul lui el a primit foarte multe mesaje, pentru că este incredibil prin ce trece Armin în sufletul lui, cu toate aceste emoții pe care le are. Dar haideți să-l chemăm astăzi alături de noi din nou, Armin Nicoară! Bine ai revenit! Am încercat să mă abțin, să nu-mi dea lacrimile, dar... Știi care e chestia? Ieri s-a întâmplat povestea asta în emisiune, fără să fie un subiect despre care noi trebuia să vorbim. Pur și simplu a venit din discuție și, efectiv, ieri te-am simțit descărcându-te așa. Adică chiar ai vrut să ții de pe suflet piatra asta. Este adevărat, pentru că poate nu am reușit niciodată să stau cu tatăl meu. Hai să stăm pe canapea. Da. N-ai reușit niciodată să stai cu el? Nu am reușit. Numai un pic să nu... cu spatele. Nu am reușit niciodată să stau cu tatăl meu față în față, să-i spun ce am simțit și ce durere a fost în acele momente. Nu vreau să vin să... Armin, mă plâng în fața cuiva. Dar nu despre plâns, despre ce simți tu. Și oamenii înțeleg lucrul ăsta, toți trecem prin așa ceva. Toți avem momente în care ne gândim sau ne îndoim de anumite lucruri. Și asta s-a întâmplat ajutorul și vostru, în momentul ăsta... Te-ai descătușat, efectiv ai simțit. N-am avut tupeul, nu am putut să fiu cu el față în față Să-i spun, da, tată, uite, poate ce mă doare, ce probleme am, că am avut și frica, și frica către el, pentru că a fost un pic mai dur. Ieri am simțit și cred că am reușit să mă eliberez de o anumită problemă și o traumă. Și am simțit și oamenii că cred că s-au regăsit în ce am spus eu și vreau să le mulțumesc, mă uit la ei și spun mulțumesc, mulțumesc și mulțumesc încă o dată, pentru că... Și noi am primit enorm de multe mesaje și spuneam în timpul emisiunii pentru tine, sunt convins că și tu ai primit pe Facebook, pe Instagram, oameni care au văzut povestea. Au fost oameni care m-au condamnat și m-au înjurat și după aia mi-au scris că... mi-au cerut iertare și poate o să-ți caut un mesaj să vezi cum și-au cerut iertare că m-au înjurat și m-au condamnat, pentru că multă lume nu mă cunoaște în viața personală. Să vină să zică, să stea cu mine aici, față în față, și să vadă exact cum sunt eu. Și vreau să le mulțumesc pentru că m-am bucurat. Eu am avut o simțire așa că toată lumea e împotriva mea. De la... familie. Familie. Dar nu vreau să o bag pe mama. Pentru că mama tot timpul a fost cu mine, orică a fost bine, orică a fost rău, oricum a fost. Te-ai simțit-o cel mai aproape mereu? Cel mai aproape. Pe mama. În rest, și, bineînțeles, și fratele meu, doar în rest, toți cei din familie au avut poate o... ceva acolo, încredere în mine. N-au căzut deloc în tine, te-au pur și simplu dat un pic la o parte. Sau nu te ajutau să ieși în față, sau nu te... Pot spune că da. Nu te simțeai apreciat. Pot spune că da, pentru că... Dar mama ta nu se certa cu tatăl tău când vedeau lucrurile astea? Păi cumva asta a fost... Pentru că, fără să vrei, inevitabil apar discuțiile astea și vezi în aceeași casă, nu? Asta a fost durerea poate mai mare, că îi vedeam cum se ceartă. Pentru că mama ta îți lua apărarea? Exact, mama lua apărarea. Și tatăl tău zicea, mai lasă-l în pace că... Da. Că nu e așa cum zici tu. Da, nici nu vreau să mă înțeleagă toată lumea. Nu vreau să dau un tatăl meu. Doamne ferește. Sau să spun, pentru că eu în momentul de față, dacă mai punem să șterg ceva cu buretele din urmă, orice ar fi fost, tot ce a fost, în momentul de față spune nu vreau să șterg. Pentru că cred că din cauza lui tot ce a făcut astăzi a clădit Armin Nicoară de astăzi. Aseară ai vorbit după emisiunea cu el, că știi cum e, părinții se uită la emisiune. Te-a văzut ieri? Nu au reușit să-l sun pe el personal. Ți-a fost teamă? Nu teamă, pentru că eu îl simt că se bucură pentru mine tot ceea ce fac, dar ceva nu e o barieră între mine și el. Și n-ai putut să-l suni? Nu, într-adevăr am sunat pe grupul familiei, pe WhatsApp, erau toți la masă, și fratele, și mama, și Armando, și cumnata mea, dar am vorbit doar cu fratele meu. El nu te-a sunat? Nu cred că a vrut să... Te-au criticat cei din familie, mama, fratele, că ai povestit ieri ce ai povestit, că așa ai simțit? Nu m-a criticat nimeni, cred că am spus ceva ce poate ei nu știau. Poate credeau că e totul bine. Adică eu n-am încercat, mama era un pic acea persoană care știe ce mă doare și ce am pe suflet. Dar în rest, familia... În general, familia nu cred că... Dar știi cum e? Nu cred că știau. Tu, după emisiunea de ieri, n-ai vorbit cu tatăl tău. N-ai avut curajul să-l suni. El nu te-a sunat. Dar mâine voi lansați o piesă împreună. Tot va trebui să vorbiți. Voi face această surpriză pentru oamenii care mi-au scris. A fost un număr foarte mare de oameni care mi-au scris și am simțit... Eu credeam că lumea e contra mea. Adică vedeam foarte multe înjurături, foarte multe critici și mă simțeam, după ce am avut supărarea asta... Simțeai că nici lumea nu te iubește. Nici lumea nu mă iubește. Și când am văzut toată lumea Am prins un curaj și acum că ați spus că dacă lansez mâine piesa cu tata, o vom lansa astăzi, chiar astăzi o vom lansa după ce voi pleca din emisiune, pe canalul meu de YouTube. Sau astăzi trebuie lansat, așa? Astăzi, după ce plecăm din emisiune. Dar fii atent, dacă tatăl tău se uită acum la emisiune, ce îi spune? Dacă ieri n-ai vorbit cu el la telefon. Cred că dacă ar fi în fața mea și poate mi-aș dori față-față cu el să stau, să-l iau în brațe și să-i spun că îi mulțumesc, chiar dacă au făcut ce-a făcut în trecut, pentru că a pus o cărămidă în viața mea și a clădit această persoană și că îl iubesc și el tot timpul spune: eu mai am 10-15 ani de trăit din viață, îmi spune el mie. Pe mine mă deranjează foarte tare, pentru că mi-aș fi dorit mult mai mult să se implice. Acum când eu cânt... Știi că mi-ești foarte drag. Și cred că și el înțelege că îl iubești mult și pentru că tu ai vrea să-i spui lucrul ăsta în față. Ai ocazia să faci asta acum. Vrei? Vrei să-i spui asta în față? Știi că e aici? Uite. E aici tatăl tău și să știi că undeva acolo, în spatele camerelor de filmat, și el plânge. Și pentru că tu vrei să-i spui treaba asta... Armin, de ce făcut? Ai făcut o țară întreagă să plângă. Și tu știi că... Da, da, te iubesc mult de tot. Ți-am spus de atâtea ori că toate au fost glume și au fost... Un loc. Mi-ai făcut să vin de la Timișoara. Și mama ta, și eu, și... De multe ori ți-am spus, au fost glume care poate tu le-ai luat în serios. Ți-am spus de atâtea ori în glumă că tu nu ești copilul meu, tu ești al lui mama. Că ea te-a ținut în pântece, ea te-a ținut în burtică. Dacă este prima dată... El vrea să fie copilul Petrică Nicoară. Da, da, bravo lui. O a avut toată susținerea mea, tot timpul a avut... E normal că toată viața avem de învățat, că în muzică, că în orice, asta trebuie să înțeleagă, dar el din 2010, de când s-a îmbolnăvit, de-abia în 2002, 11-12, au fost anii cei mai grei a mei din viață și cea mai grea zi din viața mea a fost atunci, în 2010, când l-am dus în comă la spital și am plecat la nuntă în Italia. Și când am venit de la nuntă pe drum, mi-a venit un gând că îmi spunea Dumnezeu: dacă nu-l suportați în familie, vrei să ți-l iau? Și atunci am zbierat în bani și am țipat. Zic: Doamne, să nu mi-l iei, să mi-l lași. Și au trecut, să zic, 2, 3, 4 ani, până la nunta lui Armando, când Dumnezeu m-a făcut, am visat într-o noapte, zice: ca să fie copilul tău să trăiască, spune în ce dată te-ai născut tu. În 9 martie. De 9 ori pe zi să spui Tatăl nostru, în fiecare zi, dacă uiți, spui următoarea zi. Și de atunci tot mă rog: Doamne, să mi-l lași. Și mulțumesc la Dumnezeu că, uite, a trecut atâția ani din 2010, mi sunt 2023 și în fiecare zi Dumnezeu spune: ți l-am mai lăsat un an. În 2015 s-a schimbat total. La durerea care am avut-o atâta de mare, Dumnezeu i-a dat un dar. Nu știu, e un fenomen. Mă duc cu el la evenimente. Vreau să mă retrag, i-am spus. Atâta succes are că eu nu pot să cânt acolo de bucurie. Pentru mine e mare durere când el îmi spune: eu mai am 10 ani de trăit. Nu poți să spui mie treaba asta acum, când eu am crescut mare și tu poate ți-ai dorit ca unul dintre copiii tăi să cânte alături de tine. Îmi doresc mult mai mult să fie implicat alături de mine. Avem câțiva ani și probabil Dumnezeu ne dă. Dacă tu ai atâta putere și Dumnezeu îți dă putere cum ți-o dat și până acum, cântăm în continuare, nu-i problemă, că știi că asta ne înțelegem. Știi că tu ești din familie care ai grijă de mine. Când mă ceartă un pic mama, mama, gura mică, lasă-l pe tata în pace. Dar știi ce vreau să te întreb? Ai fost dur cu el? Până îți pare rău de momentele alea? Foarte mult, foarte mult îmi pare rău și asta o spun la toți părinții de mici. Să nu-i certe atâta de tare cum i-am certat eu până în 2010 și mai. Certai cu un scop de a face oameni din ei, cum fiecare părinte își dorește. Normal, că tata... Dar uite, câteodată lucrurile astea afectează altfel. Da, normal că afectează și am două certuri, mai ales cu el, care... Le ții minte? Fai de cap, nici nu pot să le spun sau să mă gândesc. Era mic? Aveai? Nu pot spune mic. 8 ani, 10 ani? Unul a fost atunci și unul acum mai recent. După ce m-am îmbolnăvit, că nu țineam regimul de diabet. Da. Și mama, eu slăbeam, mama slăbea. Lumea ne-a spus, vă băgați în mormânt unul pe altul. Tata n-a mai putut să vadă, dacă unul dintre voi a murit, eu vin după voi. Da, nu... Și atunci nu am mai putut și a trebuit. Acum stau și mă gândesc, clar, că am crescut. Am încercat cumva să mă ameninț atunci, poate, ca eu cumva să prind o frică, să încep să țin regimul care aveam nevoie la diabet, pentru că nu țineam, nu făceam injecții, în loc de 4 injecții, făceam una la 2 zile și eram tot mai rău. Dar asta cu puterea dumnezeiască, tata. Deci dacă nu aveam credința aia, toți în familie și un pic acolo de respect, sau nici nu știu cum să o spun, nu eram astăzi aici. Și nu o fi mâine unde o să fim. Și cum spui tu, în viață trebuie să mergem cu bune, cu rele. Acum tu cu fratele tău sunteți bărbați adevărați și voi trebuie să știți să aveți ce făcut, ce greșeli a făcut tata sau mama, nu trebuie să le faceți voi. Trebuie să fie o înțelegere în familia ta, ți-o dat Dumnezeu o soție frumoasă, casnică. Ce să-ți spun altceva? Ai de toate, ai de toate. Știi că de mici v-am dus în America, în Antalya, peste tot în lumea asta v-am dus. Cine venea la Crăciun, Moș Crăciun, cu cadouri, cine la Paști? Nu a fost bine. Când dați timpul înapoi, spuneți că vă pare rău că au existat certurile și le spuneați părinților care se uită la emisiune. Da, să nu facă, Doamne ferește, să-i laude pe copii, chiar dacă face o prostioară sau ceva, să-i laude, bravo tată, bravo mamă. Uite așa, se lasă să... Adică să-ți încurajezi copilul. Exact, eram mic, am mers la mine la colibă, acolo la sat unde țineam ruga și erau urzicile mari, nu alea mici, ele mari. Zic, tata, rupe o floare de acolo și du-i la mama. Când o pus mâna acolo, o țipat atât de tare, eu zic să-l călesc, să nu mai asculte de mine, să fac... Și atât o plâns, cred că 2-3 ore. Și normal că mă ține minte sau are o traumă, zice, dar m-a pus tata să iau urzicile alea care în spinat de erau tai de cam. De-am și spus că nu cred că așterge nimic cu buretele din tot ce s-a întâmplat, pentru că nu știu ce ar putea să se întâmple în ziua de astăzi, ce supărare să am, dar, Doamne ferește... Te rog să mă ierți. Te rog să mă ierți. Și eu te rog frumos să mă ierți dacă... Că n-am putut să spun niciodată treaba asta. Știi că ți-am spus și ție și la fratele tău, când o să aveți și voi copii, o să vă dați seama prin ce o trecut tatăl tău sau mama. Dar uite cât de frumos, știi, tatăl tău, celebrul Petrică Nicoară, vine la televizor în fața unei lumii întregi și îi spune vreau să mă ierți. Ei, pentru prima, adică, pot spune că pentru prima oară când îl simt alături de mine, nu am mai simțit așa în totalitate, acum simt o liniște, pentru că de multe ori m-a zis, am venit la televiziune tot singur, tot cu Claudia și tot spuneam, bă, dar ei nu vin nici care cu mine niciodată, nu-s cumva alături de mine sau unde nu... vrei tu mergi, unde vrei tu mergi, îți gladiatorul tău. Mă credeți că m-am liniștit, dar nu știu dacă se vede pe mine, dar nu știu, așa parcă m-am eliberat de tot ce-a fost. de când tot am încercat să spun și nu am reușit niciodată. Știi, mai devreme ai spus când l-ai văzut că îl iubești mult, poate de acum acolo să vă spuneți lucrurile astea mai des și când vorbiți la telefon și când vorbiți voi, știi? El tot timpul îmi spune o treabă care mie nu-mi convine, dar poate știu că așa e. Încearcă tot timpul cumva cu mine să stea mai depărtat. De ce asta? Uite, își dă seama că nu e bine. Că îmi zice că o să sufăr infernal de tare când, Doamne ferește, el nu o să mai fie. Și cumva... Deci nu o să sufere mai mult an la rând că stați departe de el? Nu, le-am explicat și lui și lui Armando. Când ajung anii bătrâneții... Câți ani aveți acum? 62. Mulțumim. În 9 martie acum am 62. Am spus și lui Armando, zic, tata, vreau un apartament, o garsonieră, o colibă undeva, Florida, departe de voi, în America, departe, ca să voi veniți la noi, noi să venim la voi, să nu fim toată ziua, să... Mama nu-i convine nu știu ce au făcut, sau Armando, sau Armin, sau nurorile. Noi să ne dorim. În momentul în care trec, cât pot să trăiesc? Mai 20 de ani? Dacă trăiesc, e foarte bine. Atâta. Dar dacă sunt acolo, ei ușor, ușor uită, trec mai greu peste când noi o să plecăm în lumea cealaltă. Dacă o să fim în casă împreună, o să fie suferința și zici o să se uite, unde e mama, unde e tata? Când toată ziua mama, hai la mâncare, hai la nu știu ce, hai veniți acasă. Așa ei se obișnuiesc. Deci, că nici nu vrei ca copiii tăi să te vadă când îmbătrânești și să te vadă exact. Că încep să apară problemele. Exact, să mă știi acolo, vine la noi în vacanță sau asta este visul meu sau asta mai îmi doresc, ca fiecare om pleacă de pe pământul ăsta, dar să plecăm altcumva. Să nu fim împreună, că nu suntem prea... Să pe cei din jurul tău să sufere. Prea... Eu înțeleg teoria ta destul de, prea de bine. Cu suflet, prea... De multe ori mă uit la familia ta frumoasă, atâta vă respect și atâta mi-e de drag și... Nu am ce cuvinte. Cum vă puteți înțelege? Atâta de bine și atâta de frumos. Mulțumesc, dar să știi că și la noi sunt discuții. Și la noi toate familiile sunt, dar... Ca toate familiile suntem. Nu-ți imagina că nu sunt discuții, știu, că nu sunt înțeleg, greutăți. Adică... Da. Dar acum ce ai spus tu, să știi că și eu aveam teoria asta, că la un moment dat când copilul împlinește 18 ani, să se ducă departe de tine ca să nu te vadă când tu îmbătrânești, când te ramolești, când îți apar problemele, ca să nu pui o povară pe el. O povară, da. Tata, mă duc. Da, poate ar trebui să vorbești mai mult cu el, să-i spui că îl iubești, pentru că el a simțit, la un moment dat, tu îl iubești enorm, dar el a simțit că ești departe de el, iar el vrea, știi ce, pe el nu-l interesează că are milioane de vizionari pe YouTube, pe el nu-l interesează că îl știe o lume întreagă, pe el îl interesează să-l prețuiești doar tu. Da. De multe ori mi-a fost teamă că, de multe ori am spus că nu-i copilul meu. E prima dată. De ce spuneai asta? Așa în glumă, pentru că eu am o logică, v-am mai spus de la socrul meu, că nu semăna fetele cu el, că el era blond, fetele brunete. Și el îmi spunea, tată, eu le-am crescut. Și atunci făceam glume cu ei. Dar e prima dată când spun faptul că am și spus că am avut primul cameră video în 87, așa, filmările aceleași în America, el, când l-am proiectat pe el în 11 septembrie, ca să se nască în 11 iunie, 9 luni de zile, m-am dus cu soția la colibă, am stat o lună de zile acolo și zic, acum nu mai ieșim din casă, până nu... Pe cum să-i arăt eu, că nu-i uman să-i arăt caseta, cum am făcut dragoste ca să te fac pe tine, Armin. Nu? E normal? Nu e normal. Sau Armando în 28... Dar vezi că există caseta, adică... Trebuie să o găsești, e secret, ca la Vatican. Vedeți? Pe el a durut foarte tare, că el vrea recunoașterea ta. Da, până în 2010. Știi cum e, tu artist, să fii mereu, să ții instrumentiști în frâu, da, să ai fost mereu un dur. Da, dar și toți, tu ai fost un dur, din păcate, poate și cu ei, fără să-ți dai seama. Toți în familie au fost. Toți, eu mai eram plecat, dar când veneam acasă și eu când făcea ceva, pe Armando îl băgam în seamă pe el. Armando fiind cel mare. Cel mare. Da. Și toți din 4 ani, cât e diferența, nu? 3 ani jumate. Deci, practic, tu îl băgai în seamă mai mult pe copilul cel mare. Da, și spuneam că dacă nu învață, erau cu fotbalul, dacă nu învață să cânte, nu seamănă pe mine. Și eu cumva amenințam într-un fel care ei au prins cumva. Tu vrei, de fapt, să-i motivezi să... Da. Și chiar că acum nu pot să-mi explic ce fenomen universul ăsta să mă depășească. Merg la Bacău, domnul Armin îmi spune mie. Zic, nu mă cheamă domnul Armin, Petrică, Petru mă cheamă. Prin Italia, până în Spania, domnul Armin. Cei care nu-s din Banat, în Banat mă cunosc. Stau și... Asta pentru tine trebuie să fie cea mai mare mândrie, practic, copilul tău e atât de cunoscut și, practic, asta îți doreai. Asta, normal, dar nu pot atâta de mare bucuria, cu, până la lacrimi, că nu mai pot să duc. Deci vreau să știu că e bine și ușor, ușor să mă retrag, să... Cum să zic? Hai, tata, hai, da, hai, da. Ori la o nuntă, mai ții minte, anul trecut, cred că, ori cânți, ori pleci acasă. Ți-a zis Armin? Da, el ți-a zis. Pe vezi? Asta făceai tu cu el când era mic. Da. Nu? Am spus asta pentru că se întâmplă de multe ori, pe mine mă deranjează treaba asta că nu reușesc să vorbesc cu el, poate vreodată, să vorbesc calm. Tot timpul am parcă o supărare în suflet. Spune că e o ușă între voi, un baraj, simțeai de multe ori chestia asta. Și tot timpul nu pot sta la masă să discut omenește. Tot pe ceartă, tot pe un pic pe supărare, pe nervozitate. Hai, acum... O venit cumva rândul meu? Nu, tata nu se supără. Acum, Armin, tu pentru ce cere scuze tatălui tău? Pentru tot ce am făcut, tată, te rog frumos să mă ierți, pentru că eu cred că semăn cel mai mult pe tine, pentru că ai văzut la cântat, sunt momente în care vrea să înceapă ceva și, eu încep cu câteva secunde mai repede. Și tot timpul spun în gând, oare și-o da seama că semăn pe el și că mă trag din sângele lui. Eu ți-am spus că visul... Mereu vreau să-ți demonstreze ție că e acolo, știi, da, că e bun. Bravo ție! Te ajută Dumnezeu să... Îi mulțumesc, cred că Laura, mâna lui Laura, e aici, sau nu știu cine... Colega mea Laura le-a zis, da? Colega mea Laura le-a zis și... colegii mei și-au dorit foarte tare să vadă lucrul ăsta, iar de fapt tu nu știai absolut nimic. Claudia a venit îmbrăcată foarte elegant și Claudia făcea, o să cânt o piesă cu Armin ceva mai târziu și noi ziceam, da, da, Claudia, imediat. Stai, uite-o și pe colega mea, Laura, le-a zis și asta ziceai, nu, Claudia, că o să cânti ceva mai devreme, mai târziu cu el. Păi... ce melodie să alegem, dar spuneam la Laura, mai vorbește cu mine despre subiect, că nu mai pot, plâng aici, uite, am făcut hârtii. Pentru că ție îți place să-i vezi pe ei împreună și îți place să-i vezi așa uniți. Așa este. Nu m-a așteptat nici eu nu am știut, după aceea m-am dus pe mașină. Dar să știi că tatăl tău s-a suit în avion și a vrut să vină imediat. Da, nu mă știam că... Tatăl tău a venit, tata, aici și ți-a cerut scuze în fața, ți-a cerut scuze ție pentru acea greșelile pe care, fără să vrea, poate le-a făcut în fața unei țări întregi. Cred că în momentul ăsta nu mai am, cred că nicio supărare. Așa că sunt atât de liniștit și atât de bucuros, cumva. Mă sunase și Armando înainte, mă certase că, uite-s aici cu tata, eu stau, nu mă aștept, adică... Nu mă așteptam, nu mai am cuvinte. Ești la Timișoara, tata. Da, momentul pentru că ei trebuia să plece spre, într-adevăr, spre noi, spre să mergeți spre Focșani, dar nu mă așteptam, că el mi-a zis alt program, el mi-a zis să-mi iau o mașină să mă duc eu la Focșani de aici. Și acum nu mai am cuvinte să... Ești fericit. Mai ales că astăzi lansăm melodia duet, duelăm un pic la ora 17 astăzi. Nu, astăzi imediat, la 17 imediat, dar tu nu știi ce cânti, nu? Cânti piesa cu tatăl tău azi. Am pregătit-o noi. N-am știut Laura că nu-i bună. Deci e piesa pe care oamenii o să o vadă pe canalul de YouTube astăzi, da? Și o să aibă ocazia să o vadă. Deci cumva ne duelăm noi de aici. Vă duelați voi aici, dar vrei să spun ceva? Să știi că Armin tot pe mama o iubește mai mult. Glumesc, pentru că și tu, exact cum ai zis, sunteți o familie unită și practic toți sunteți unul pentru altul. Vă mulțumim de suflet. Sunteți, minunați și sper că ți-am făcut o bucurie. Maximă. Ieri, noi plângeam cu el și oamenii de acasă trimiteau mesaje ca și acum la numărul de WhatsApp și pot să trimită și pe, în continuare mesaje zi pe numărul de WhatsApp al nostru sau pe Instagram la Armin sau pe Facebook cu sentimentele pe care și ei le-au față de voi, că toți suntem